Partidului Național Liberal, ce a pierdut guvernarea datorită unor decizii irresponsabile care au dus la ruperea coaliției de guvernare și la apariția acestei majorități împotriva guvernului condus de un premier liberal. Toate aceste decizii au fost decizii luate de premierul Florin Câțu, cel care astăzi a rămas repetent la examenul parlamentar moțiunea de cenzură. România se află în plină criză pandemică. România trebuie să facă față unor provocări extrem de serioase. România are nevoie de un guvern stabil, de un guvern care să se bazeze pe o majoritate parlamentară și care să aibă capacitatea să ofere soluții pentru problemele românilor. Odată încheiată această aventură a unor oameni care nu înțeleg nimic din politică și din ceea ce înseamnă servirea interesului public, este necesară declanșarea negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare stabile care să ducă cât mai repede posibil la investirea unui guvern cu deplină capacitate de exercițiu. Soluția pe care am susținut-o încă din data de 1 septembrie când s-a declanșat criza este o soluție simplă, aflată la îndemâna Partidului Național Liberal, la îndemâna USR+, la îndemâna UDMR și la îndemâna Grupului Minorităților Naționale. Soluția este refacerea coaliției de guvernare. Avem un acord de coaliție, avem un program de guvernare pe care deja l-am negociat. Este nevoie doar de actori credibili, responsabili, care să se așeze la masa negocierilor, să refacă această coaliție, să dea României cât mai repede posibil un guvern care să se apuce de treabă din prima zi. Perpetuarea crizei politice poate pune în pericol